Ciuciulache! Ce faci, ciuciulache? Ciuciu! Uite-te aici, mă, frumosule, mă! Ciuciu! Cum e afară cu ara, hă? Dar ce flori ai luat? Bună ziua! Hai să vă arăt ce... Că eu nu știu nimic, credeți-mă, eu nu știu nimic ce flori au luat. Eu acum văd prima dată... Aaa, ăștia, da! Ce să știa? Ăștia, da, îs, cum se cheamă? În Austria se zice croco. Da. Croco. Da. Și în România? Nu știu. Papagal. Croco papagal. Croco papagal. Pune așa că spete și vreau să le pun. Și țâmburi. Da. Pietrișoare. Și plantez niște... Deci astea sunt primele flori. Adică nu au... Nu sunt chiar primele care le-ai pus. Și alea albastre care? Ce flori sunt alea? Dar totuși eu vreau să știu ce râs și tu nu vrei să-mi spui. Păi nu știu. Nici eu. Mami, n-ai fost de mult la pădure. N-ai văzut. Uite, ăștia sunt viorele și brândușe. Nu vezi. Vezi. De unde să știu să eu? La pădure, uite că odată ăsta mă gur. Eu acum văd. Vezi, ai spus că nu dă. Vezi? Uitați aici, dar uite că nu se focusează. Mă, acum. Uitați că o dat totuși. Ai zis tu că trebuie să aștept să de... Uitați că o dat astea, mă. Dar ăla la altă nu o da, dacă îl dă în mijloc. Sau nu văd eu de aici? Poate nu văd eu. Și cum le pui acolo? Le pui. Păi, să nu fie deranjate niciodată. Uite că și ăsta o da frunze. Auzi, lasă-mă să spun. Zi. Deci eu pun în coace așa flori de toate felurile. Uite că au ieșit și alea ce le-am plantat. Și atunci le pun aici, nu? Ciuciu, ce vrei, mă? Și tu vrei? Și tu vrei aici, mă? Uitați aici. Uitați aici pe ciuciu noastră. Da, da, da. Aici nu pun eu flori. Nu prea pun. Și atunci pun aici așa. Pe okay. Plantă, știi? Ok. Ciuciu, ce faci, ciuciu, mă? Uite tot pe mine, mă. Dă-i pupic la fanii tăi. Dă pupic. Du-te de aici, mă. Deci, aici sunt astea ce le-am pus eu astă iarnă. Astă toamnă. Ce le-am pus eu. Uitați că ori ieși. Mama, mai un pic de flori. Uite acolo, mai un pic și de flori. Iehu! Imediat o să avem, cum să zice, grădina împodobită cu flori, cu zambiile. Este sus pe pivniță o din asta de pământ. Uite, mă, să vezi. Uite că și pomulețul ăla dă. Argi! Argi! Imediat, stai puțin. Și aici văd că e ceva. Și... alea de acolo, alea le tai? Uite, pământul ăla care e acolo cu fundul sus. Să mi-l aduci. No, lasă-mă, că cu o mână nu pot să iau. Păi eu filmez. O să închizi și revii. Așa. Florine, te rog frumos, hai ia pământul ăla de acolo și adu-l aici. Și am scos și lămâie afară, uitați. Ara! Ara! Pune aici și adu-și ăla ciodat, iată. Cu mătura, Florin, poți să-l iei cu mătura și... Am îmbrăcat, am de lucru în pot. Faci curățenie? Da. No, hai, ce. Putem să ne drăgostim. Du-l și pe el în pod. Putem să ne drăgostim acum cum am îmbrăcat de lucru. Du-l și pe el în pod. Că de multe ori el vrea să urce în pod. Când mă duceam cu Natalia, de multe ori vrea și el în pod. Urca câteva trepte, dar după aia... Nu mai, gata. Renunța. Uite acolo, uite, ce faci cu el? Uite acolo, mami. Ce faci cu el? Da, uite
Hai pe el cu cerul. Ai cu țâtul. Nu mai taci. Uite că îi cade, îi cade, pă, îi cade, uite da. Acolo. Ce-i place. Uite acolo. Ce-i place lui. Ce-i place lui să te joci. Acum atât pe tine, îi să vezi dacă nu. Să nu rupeți lămâie. Ciu, ciu, ciu. Uite-te la mine, Angie. Deja gata ești. Gata, da. Mitoare. Tu ce, Doamne, mă? Cauți cu buci. Ha, ciuciulache. Hm? Ha, ciuciulache. Trebuie să-i luăm o perie. O perie trebuie să-i luăm, să-i dăm jos. Da, trebuie să luăm din aia ca să tunde pomii. Știu. Da. Și aici, aici o să punem alte flori. Uitați că alea tot dă. Tot dă în continuu. Super! Uite, Carmen! Aștept cine i-a adus nouă. Tot dă în continuu flori. Ce frumos! Și am scos zambilele afară. Dar nu știu dacă mai dau astea. Zambilele astea. Și aici mai iese ceva. Deci vine primăvara. Că e fric. Deci ăștia se pregătesc să meargă în pod. Și ciuciu. Și bunica pune flori în grădină pe căldura asta. Și ăsta ce de aici? Ăsta mai dă ceva? Da, uite mă că dă. Uite aici. Asta e din aia, cum o cheamă? Ortensie, din aia îi. Și asta trebuie să o punem aici undeva. Ortensia. Vedem noi unde. Dar sunt frumoase astea. Chiar sunt frumoase. Asta e copilăria mea, mă, Ange, mă. Copilăria mea. Eu meream la pădure după ghiocei, după brândușe. După viorele. Da, da, că acolo lângă tine a fost pădure. Da. Dar chiar când merem acolo să le arătăm la fanii noștri unde ai copilărit? Eu am mai fost, am arătat odată. Da. Când ai fost? Da. Când a trăit verișorul meu, nu știi când am fost? A, și dar nu am filmat. Am filmat așa un pic satul. A, foarte puțin ai filmat atunci. Trebuie să merem să mai filmăm așa în mare. Adică în mare. Să filmăm. Să filmăm și să arătăm și strada unde ai stat tu. Cred că nu mai există. Ba, eu zic că da. Ce e, ciuciu, iar ai venit la mine. Nu te duci în pod. Ha! Nu mergi, că ție ți-ar place acolo, oi, oi. Încă cum? Ciuciule. Așa că e fain cald afară. Da. Și aici ăsta nu știu ce e, că ăsta odată văd că frunze faine. Și ciuciu stă aici frumos. Sper că am făcut ceva. Acum rămâne de văzut dacă și m-am împlinit misiunea. Deci încep florile să înflorească la noi în grădină. Și tufele astea trebuie date, trebuie luate, adică tăiate, nu? Care sunt uscate și care nu le lași, nu? Da. Ok. Că este care îi suscate rău. Fiorelelor să vă faceți. Să am și eu de primăvară, când vine primăvară, să am eu viorele la mine, în grădinuța mea. Chiar dacă strifire, nu-i problemă. Văd că lalele n-or ieșit, lalelele. Așa-i? N-or ieșit lalele, numai zambilele. Or ieșit. Asta e. Mai au timp.
Se răsară busuioc. Da? Da. Ciu-ciu, ce fain că ai blană. Și ciuciulec. Ciuciu meu. Da. Ciuciu meu abia așteaptă să ieșim afară în curte. Nu știu dacă mai trebuie și apă, pustă, e frică. Nu, nu cred. Nu cred că e și pământul umed. Știi? Și nu mai trebuie. Chiar nu mai. Gata. Gata. Ăsta, dacă vrei, pune-l tu acolo. La locul lui, știi? Hai, ia. Partea aia, la altă. Hai, hai. Hai, pune-l tu unde vrei. Nu mai pun eu, că nu mai pot mâinile mele. Uite aici, zgheață. Oh, deci ăsta trebuie să-l punem, dar unde? Aia e problema, că nu știu unde. Aici este ceva. Uite aici. Și acolo. Hai să-ți arăt. În altă parte nu, că e plin. Aici așa, acolo. Au mai fost acolo și s-a uscat. Nu s-a uscat, mai trebuie să-l pune adânc, știi? Eu știu cum faci ai fost. Gaură? Nu. Lasă că văd unde îl pun. Mami, încolo. Uite aici. Uite aici unde a fost uscat ceva. Nu, acolo. Ăla dă. Ăla dă. Sigur? Da. Ăla dă. De aia spun să nu pui în altă parte. Aici a fost unul, crede-mă, și s-a uscat în cauza lui Ciuciu. Dar n-ai tu cu Ciuciu nimica. Ba. Urinează pe el. Știi? Aia-i baiul. Eu știu ce vorbesc. Hai, aici, hai. Vine aici. Deci aici nu mai. Ciuciulache. Deci ei e ăla de acolo. Dar ce e acolo? Numai, uite acolo, uite cum au crescut aia de frumos sub ghiveciul ăla. Chiar au crescut foarte frumos acolo. Nu vezi, nu poți să pui acolo. Vezi? Și uite ce frumos au crescut, foarte frumos. Deci ăsta, ori, uite, sau aici, au un... Deci n-am unde, aici. Că aici ați flori. Da. Ai o șurbeță. Și ăsta chiar și-o dat drumul. Încă și-o dat drumul bine. Acolo îl pui? Da, acolo e bine. Creangă. Dar ce are? De unde vine frumos? De aici, din horn. Au făcut în șemineu. Fumau foc. Fum, am vrut să zic. Tot dat și trandafirii. Or dat. Deci așa încet începe să de formă și grădina noastră. Dar cred că mai trebuie flori aici, nu? Sau nu mai trebuie să luăm? O las cred astăzi. Cât o văzut cu ochii. Las că o să mai mergem noi. Da, luați! Da. Nu știu. Nu pot, nu, trebuie să fie. Ăștia meșteresc acum, ei. Da. Ăsta a fost un aer condiționat. Da. Mai de mult, ăsta e foarte vechi. Ce face Florin? Tot stai, demontează. Stai, meșterește. Nu, las, că ne filmează așa pe noi. Păi da, vă filmez cum meșteriți voi, cum faceți. Dă-te, mă, că tu nu m-am mânc. Uite că vine după tine. Deci, ok. Ai grijă să nu dai... Alea sunt la lele, alea, așa-i? Câteva da, din ele. Lasă pe mine. Da, sunt la lele. Nu lele. Ok, deci ori și la lele, așa. Vale.
Uite acolo, Florin, ce face, tot se demontează. Dar el nu stă într-un loc, nu știi, că el tot face una alta. Da, el nu, deci aveți ce deșuruba. Ok, meșterește oamenii acum, fac și ei, își fac de lucru pe vremea asta faină. Și bunica la fel în grădină. Natalia e înăuntru, trebuie să mă duc la ea imediat. Natalia e mare, nu mai trebuie să-i poți tu de grijă, mă. Da? Ok. Nu plăce, că nu... Înseamnă că e cu bunicul. Azi e norat la noi. Asta e nou. Și... Părul mugurește. Așa parcă am văzut. Da, uitați, mugurește. Mugurește. Și părul. Nu se vede acum, dar mugurește și părul. Au, ciuciule. Nu ia ca așa. Aranjăm și grădina frumos. Să fie frumoasă. Și grădina. Ori mai rămas multe de anul trecut. Flori. Din primăvară. Da, acum nu mai fac nimic, că nu okay. Mai pot de frig. Ok. Da, trebuie să mergem înăuntru. Și ce faci astăzi? Papa bun. Chiar nu știu. Deci e surpriză, să știți. Deci e surpriză. Năzul, la revedere. Hai aici înăuntru. Deci să vin înăuntru? Hai. Ioi. Oh, ce faină. Ioi, ce bine. Ui, aici, ca afară. Ioi, jale. Da. Uitați aici ce frumos arată. Vedeți? Foarte frumos. Cald și bine. Da? Și văd că ți-am mai luat ceva aici. Uite aici. Păi de ce am spus? Mare, mamă. Ai auzit că l-a spus? Am auzit ceva. A spus că ce faine. Super. La toate doamnele de lume le doresc acești mici floricele care aduce primăvara. Le cheamă viorele. Alții se spune și altfel, dar eu așa m-am trezit și așa știu să spun că e foie verde viorele. Foie verde viorele. Oh, ce fain arată! Super! Chiar ai făcut super! Mie mi le-am luat, să știi. Și ce spraz la fel. No, păi acum faci ceva din el, nu? Uite aici ce am luat. Am dat 40 de lei. Landiole. Și le pun lângă gard, pe partea câtă casa lui vecinul, știi? Aha. Toate, așa, una lângă alta, știi? Eu zic că ar fi bine, uite aici, în grădinuța asta. Nu, că aici e pomul ăsta care nu lasă să, să se facă. Dar nu știu acolo să fac. Da, acolo e soare, partea aia. Oare? Sigur. Mă se după masă, cred că. Se face, se face. Da, și ia ca așa. Uitați ce lemn gros a pus acolo să se facă focul. Un lemn foarte gros. Uitați aici. Ăsta e din păr, așa-i? Da, scrângi din păr și o să le pun aici. Bun, să fie cald. Noi o să facem o rețetă, dar nu știu ce vreau să facă. Nu știu ce rețetă vreau să fac astăzi. Dar eu o să fac chiar chifle cu Natalia astăzi. Chifle din făină, din aia de cereale. Da? Păi vrea să fac cremeș. Păi fă, eu fac chifle, pituțe mici. Înțelegi? A, chifle. Da, pituțe mici din făina aia neagră. Da, stai și aici cum e la masă. Din făina aia neagră, știi? Da. Vreau să fac, am zis că vreau să fac și vreau să, să și filmez. Și să nu uitați să mai intrați și pe canalul lui Natalia,
și dați un like, abonați-vă și mai distribuiți și videoclipurile noastre, să ne susțineți. Și da, chiar vă mulțumim dacă faceți asta. Chiar vă mulțumim. Eu ard de nerăbdare, spun adevărul, chiar vă rog să vă abonați, care vă place de mine și cum fac eu toate lucrurile mele. Chiar vă rog să vă abonați. Până la Paști aș vrea să iau, dar nu cred. Ăla la Paști. Aș vrea să iau butonul de argint. Și mă lupt pentru asta, să știți. Mă lupt. Eu cred că în vară. Dar vreau să spun că aș vrea să ajung acolo. O să ajung, stai liniștită. Deci vreau să zugrăvesc bucătăria asta și să-mi pun butonul meu aici așa, să-l pun pe... Ce vrei, Daci? Ok, care se reglează că e meșteresc afară. Deci ei s-au apucat acum pe vremea asta. Deci v-aș dori să vă abonați, să ne dați like-uri, că avem nevoie acum, sincer. Până acum nu v-am spus așa ceva, dar acum deci vă rog... Deci să dați like, vă like, rog, chiar vă rog. Că asta ne susține pe noi. Da, ne susține și ne ajută foarte mult. Să dați like. Și... cui îi place de noi, bineînțeles. Nu... Dar toată lumea îi place. Dacă vă place de noi... Și o să am în continuare niște surprize. N-o să le spun. N-o să fac reclamă. La timpul potrivit, când o să dau drumul la video, o să vedeți ceva nou. Dar nu astăzi, nu mâine, pe parcurs. Am vorbit astăzi cu o doamnă scumpă. Totuși să știți despre ce e vorba. Și... s-ar putea să vină să facem împreună ceva și de-abia aștept, eu. Vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus, să fie cu voi și Domnul să vă poarte de grijă și vouă și nouă, la toate familiile voastre și a noastre, să vă poarte de grijă, să nu ne lase nici o clipă, nici un moment să fie permanent cu noi. Și vă dorim numai bine, vă lăsăm cu pacea lui Tatăl Ceresc. Astăzi o să aștept până se încălzește aici bine, că se băga frigul în mine. Am stat și la verificarea tehnică cu mașina. Am stat afară sau nu? Da, dar nu a fost foc. Asta că nu m-a bătut vântul. Și am stat și am păstrat tot. Deci acum îi... 14 fără 15 minute și până acum eu n-am avut niciun pic de liniște de când m-am trezit. Dar acum vreau să mă pun în muncă, să stau la căldură. Aici între timp o să încălzească bine la mine. Să încălzească bine. Și atunci o să vinim și la bucătărie. Până atunci mai avem puțin de stat în casă. Vă lăsăm... pace, la revedere! La revedere!